Bosnian, dar este campion, să știi, are un titlu de campion în Macedonia de Nord. O lansare pentru Afalna, în care o pasă bună la Vlășceanu. Ce forță mentală trebuie să aibă jucătorii lui Mihalcea! 3-1 pentru Slobozia! Gol marcat de jucătorul Under. Îl remarcam și pentru o primă repriză foarte bună pe acest Vlășceanu. Aș spune până acum este omul meciului, nu doar pentru această execuție, ci pentru felul în care a jucat în prima repriză. Încă o dată, vă reamintesc, este debutul său ca titular în Superliga. Are prieten. Se reface rapid diferența de două goluri, minge pierdută ușor la mijlocul terenului de Tiam. Dar ce pas aici pentru Afalna, care nu s-a dus spre poartă, l-a văzut pe Vlășceanu. Ce torpilă! A catapultat acea minge în poarta lui Gerd Monas. Să știi că în Superliga rare ori vedem asemenea execuție din 16 metri. Unii încearcă să placeze, să dea o scăriță, o execuție tehnică, nu. Așa vedem de obicei prin Bundesliga, prin Spania. Dar cred că se analizează dacă n-a fost cumva oare offside la Afalna. Deci aici ceva de discutat. Sau poate faul la Tiam, dar nu mi s-a părut faul la Tiam. E prima intervenție din camera VAR. Radu Petrescu ultima dată în Champions League. Mihalcea a pus acel salt al bucuriei. Cred că văd și ei pe tablete ce arată cei de la camera VAR. Pentru frumusețea fazei ar fi păcat, da. Dar evident. Ceva le mulțumește pe Mihalcea. Încă o dată, faul la Tiam nu mi s-a părut acolo la mijlocul terenului, poate doar să rămână cu offside ceva, offside. Discuția. Și offside doar la Afalna. Pentru că... Pe direct a părut că era oarecum în spatele fundașului, era acolo Cristian, dar pe reluare cu camera de 16 metri mi s-a părut mai degrabă o poziție de discutat. Îți dai seama că este genul de offside pe care nu poți să-l vezi decât cu... No, e gol. Sau nu e offside? Nu a arătat centru, mi s-a părut că a arătat offside.